Salutare, eu sunt Mariposa și e, wow, 7:15. Filmez de aproape 12 ore. Am filmat de ieri până acum în prezent, vineri, 5 august. Filmez de 12 ore în continuu. Am filmat, bineînțeles, cu pauze. Dacă n-ați aflat până acum sau dacă n-ați urmărit clipul trecut până la final, unde am anunțat că voi fi săptămâna viitoare plecată, cam toată săptămâna, a trebuit astăzi și ieri, inclusiv, că de... V-am zis, e 7 dimineața, aproape 7. Ar trebui să filmez și pentru săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare vor fi două evenimente. Voi fi plecată 3 zile într-un loc unde ne vom întâlni mai mulți vloggeri, v-am zis și în clipul trecut, și voi face vloguri. Vloguri pe care le voi posta pe canalul secundar, click mai jos în descriere sau pe undeva pe aici. În afară de vloguri vor fi colaborări, ceea ce e super tare pentru că mie îmi plac colaborările și când am ocazia fac și mă rog să iasă bine. Și urmează evenimentul de la Chișinău de pe 14 august la ora 17 în Moldova, unde vom avea un show cu Spooky, cu Andreea Stoica, Vasco Totaru, Cezar Poiata, cred că, sau, da, Poiata. Am dubii cum se pronunță numele lui Cezar, și cine o să mai fie, și cred că eu. Și Victor Muz, doamne, îl uitam pe Victor, sorry, Victor. Deci, astea vor fi cele două evenimente mari de săptămâna viitoare. Nu am timp nici între ele să filmez, adică să editez, de fapt, că o să filmez vloguri oricum în continuare și colaborări, pentru că unu sau chiar doi încă nu sunt sigură din vloggerii care vor veni săptămâna viitoare la întâlnirea respectivă, o să vină și aici, acasă la mine, și sunt foarte entuziasmată pentru că sper să iasă tutoriale faine și să vă placă. În tutorialul de astăzi, de fapt nu cred că e un tutorial, e mai mult un experiment, ca să vă povestesc și să înțelegeți. Știți aplicația aia Prisma care a apărut acum cu toate efectele alea nebune, introduci poza acolo și apare pictată? E, când am văzut aplicația aia, m-am gândit instant că eu vreau o pernă făcută ca un fel de tablou cu o imagine de acolo, în timp ce făceam acea imagine. Adică perna asta. Nu știu dacă se vede. Asta e o fotografie făcută de Diana, e asta. Și eu am făcut-o în aplicația aceea Prisma și după aceea am editat-o în Photoshop, mă rog, și am făcut ceea ce urmează să vedeți. Tutorialul va fi despre perna asta, care mi-e place tare mult, cu emojile de la Facebook, noile emoji de la Facebook, dar în afară de faptul că mi-a venit în minte ideea că eu vreau o pernă, așa, mă gândeam că vreau să-mi fac comandă de hârtie pentru imprimanta mea special, mă rog, e inject, să-mi fac perna acasă, pentru că why not? Dacă nu găsiți hârtie, deși se găsesc pe internet, am căutat, dar n-am avut ocazia să fac comandă, între timp au adus la Lidl aceeași hârtie pentru textile și mi-am luat acolo hârtia. Posibil să se mai găsească la magazinele voastre din orașele voastre, dacă nu, căutați pe Google, găsiți acolo. Vă las cu tutorialul și ne vedem la final. Vorbim despre hârtia asta specială. Ea vine în două variante, pentru textile de culori deschise și pentru textile de culori închise. Sunt diferite și când zic diferite, mă refer la modul cum aplicați imprimeul pe materialul vostru. Eu am ales să folosesc cea pentru culori deschise pentru că voi face husele din material pentru lenjerii 100% din bumbac alb. Hârtia asta vine cu o față albă, mată și în două straturi. Primul, cel mat, este cel în care se va imprima modelul, iar al doilea este pentru a proteja primul strat în timp ce călcați. Oricum, se pot deosebi pentru că al doilea are un model de pătrățele pe el. Aranjăm hârtia în imprimantă conform instrucțiunilor fiecare imprimante și suntem gata să imprimăm șabloanele. Aceste șabloane le puteți găsi de descărcat de pe blogul meu sau puteți imprima orice altă imagine doriți. Țineți cont doar de un singur lucru, dacă doriți să imprimați un text, trebuie imprimat în oglindă. O să înțelegeți imediat deci. Ok, eu am decupat șabloanele, le-am întors cu fața în jos și le-am călcat cu fierul. Am călcat și am călcat cam vreo 3 minute pentru fiecare șablon. Le-am lăsat să se răcească bine și am îndepărtat hârtia cu pătrățel. Restul procesului îl știți din tutorialul trecut despre fața de pernă. Îl puteți accesa direct de aici, de pe ecran, sau aveți link în descriere. Următoarea pernă...
a fost un pic mai dificil, v-am zis, de partea cu Photoshop-ul. Practic, am împărțit imaginea în 6, apoi am printat-o pe hârtia specială. După, am decupat partea albă și am lipit-o, apoi am decupat partea albă și am lipit-o să formeze imaginea. Am așezat imaginea pe material și am călcat și am călcat și am călcat. În fine, am călcat foarte mult, dar la final am lăsat totul să se răcească și apoi am îndepărtat hârtia cu pătrățele și am cusut fața de pernă. Ok, sper că n-a fost mare bătaie de cap ceea ce v-am arătat cum am făcut. Nu știu în momentul ăsta dacă a ieșit un tutorial sau nu, pentru că eu evident n-am editat clipul încă. Dar dacă a ieșit, bravo mie că m-am descurcat. Dacă nu, sorry, doar v-am povestit despre cum și ce mi-am dorit să fac cu genul ăsta de perne care mi se par fascinante și îmi doream de mult și o să mai fac. Și astea sunt doar două exemple pe care mi le-am dorit pentru canapeaua mea, pentru locul în care, un alt loc unde pot să filmez în afară de cel de la PC. În altă ordine de idei, săptămâna trecută, când anunțam numărul de abonați, la sfârșitul clipului, cum fac de obicei, aveam, cred că 24.000 și ceva. Sigur, erau 24.000. Până ieri, joi, undeva spre dimineață, spre prânz, trecusem de 25.000 și un pic. Deci în mai puțin de o zi am depășit 26.000 de abonați. Suntem 26.418. Cam cu 2.000 de abonați într-o săptămână, în ritmul în care crește canalul ăsta, deci sunt fain convinsă că o să mi se îndeplinească visul să am plăcuța de Crăciun. Vă mulțumesc că dați share. Cam atât a fost și pentru clipul de astăzi. Îmi cer scuze că nu par foarte entuziasmată, dar credeți-mă, mai sunt 3 ore și să fac 24 de ore de când am dormit. Vreau să apuc să dorm câteva ore ca să pot să editez clipul ăsta, să-l postez la 8. Sper să-l postez la 8. Și da, eu am fost Mariposa. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot. Pa!